Domnule Gihan, Partidul Puterii Umaniste te-a investit cu încrederea și am fost prezent atunci când ți-ai lansat candidatura la primăria Constanța. Astăzi ai conferință de alegeri. Sunt fer convins că membrii de partid ai Partidului Puterii Umaniste Social Liberale te vor susține și te vor alege președintele lor. Ai o mare responsabilitate. Să demonstrezi ceea ce n-au putut să demonstreze mulți înaintea ta. Că suntem umani, că suntem umaniști, că avem demnitate, onoare și curaj. Că vom învinge contrar tuturor jocurilor și mașinilor lor politice. Să înțelegeți un singur lucru, domnule Gihan. A fi umanist înseamnă a fi om. Ai tot sprijinul meu, al meu și al echipei mele. În calitatea mea de președinte executiv al Partidului Puterii Umaniste, te voi sprijini necondiționat să ajungi primarul Constanței. Experiența ta managerială, cu experiența mea profesională în administrația publică locală, vom face ca litoralul să devină adevărata perlă, așa cum era, și nu mi-e rușine să o spun. Pe timpul Ceaușescu a fost o perioadă pe timpul lui Mazăre că să-i dăm lui cezarului cei al cezarului, dar după care să a ales praf. Ești cel care nu trebuie să ștergi praful. Ești cel care să reconstruiești Constanța și Mamaia. Să dai vitalitate și să aduci turiști în România. E o mare responsabilitate. Știu că poți. Iar la încheiere vreau să transmit doamnelor cu prilejul lui de 1 martie, o primăvară frumoasă, o primăvară în suflet să avem, pentru că ne trebuie suflet curat plin de flori. Nu trebuie să urâm, nu trebuie să dușmănim, Trebuie să ne gândim că sunteți, suntem cu toții oameni și suntem în puterea lui Dumnezeu. Încă o dată, succes, domnule Gihan, și sunt fer convins că succesul îți bate deja la ușă.